Salutare tuturor, sunt Rafael și bine v-am găsit la un nou episod de Dead Rising 3. Iar înainte să începem, vreau să vă reamintesc foarte rapid să nu ezitați să apăsați butonul de like dacă susțineți seria și vreți episoade în continuare. Noi mai avem să dăm disable la o prostie de aia. Hai să vedem, tab nu mă interesează, după care avem de mers aici. Ok. Oh my god, de ce? Oh, e zombie un flăcăr, nu știu. Bă, nu mă interesează tutorialele voastre. Și nu știu dacă... Nu, nu putem. Cred că trebuie aici. Perfect. Și ne vim aia. Și după care aici. Bă, e mai bine așa din aproape în aproape. Doi, 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 doi. Perfect. Bă, a fost și asta ceva, ați văzut cum s-a întors mașina așa. Am trebuit să mor iar pe ăștia. Stai deja că trebuie să... Opa. Assault Rifle. Trebuie să mă lupt cu fraierii ăștia. Să dau save. Să vedem. Mamă, sunt prea mulți. Prea mulți! 3, mănâncă. Mamă, mi-am pus toată viața. Am nevoie de o armă. Dă-o naiba de armă. Aole, mai am toporul. Nu mai am toporul, am nevoie de assault rifle-ul ăla. Hai să dăm cu pistolul ăsta, chiar dacă nu cred că o să funcționeze. A, ba da, mă, uite. Nu, sau hai că e bun și ăsta. Dă-i. Bă, trebuie să trag într-un nu știu ce circuit. Hai să dăm save game. În caz că mor, să nu iau de la capăt. Pentru că este un... Oh, e că nici nu merge să trag. Nu încă capul, dar nu știu de ce. Gata, mă. 2 din 2. Și hai să vedem. 3, C. Vreau și ceva de mâncare. Păi, chiar trebuie să ne punem puncte în ăla, să ne dea mai multe sloturi în inventar și știu de ce mă mâncă capul. Hai mă, hai mă, hai mă. Hai în gherja. Bun, hai să ne urcăm înapoi mașină și să vedem unde trebuie să mai mergem. 700 de metri, ceea ce nici nu e foarte departe. Deci trebuie să mergem aici. După care de aici să ajungem undeva aici. Ceea ce înseamnă către fix pe acolo. Hai să vedem dacă reușim să ajungem până acolo. Avem o mașină destul de rapidă, pot să spun, dar mi-e să nu explodeze. Mamă, e perfect drumul ăsta, dacă n-ar fi plin de zombi. Și mă plimb așa frumos, cu o viteză foarte mare. Doamne, mașină, te rog, nu mă lăsa aici, în mijlocul drumului. Mai rezistă puțin. Am crezut că acolo... Până acolo i-a fost viața. 170 de metri. 0 din 2, supplies burn. Păi hai până aici, presupun. Am I right? Wow, am intrat în magazin cu mașina. Mașină, aci te las. Trebuie să ies și eu pe ușă ca omul. Bun. A! A, B, C și D. Se pare că aici... Repede să salvez. Să nu mor, că după aia mă pune să mă întorc de la mama naibii. Who the hell are those? La ce se referă? Nu sunt toți zombii? Cum naiba? Holy fuck. Ce? Nu înțeleg. Stai un pic, cum ne-a urcat acolo?
Întrebare întrebătoare. Să zici că la momentul de față nu mă prind ce trebuie să fac. Oh, trebuie să mor pe asta, am înțeles. Vedeți, mă prind destul de repede. Ok, deci până acolo. Nu! Save acu. Perfect. Mă, da, stai puțin. 2, 3, 3. 3 nu-mi trebuie. Hai să văd dacă pot să dau cu cutie de asta. Military supplies. Întrebare, cum le dau foc? 2. Ia-l, 2. Iar dacă ține apăsat... Băi, ești nebun, iau foc. Am crezut că am murit când au explodat. Aoleu. Bun. Whee! Fanii mei! Hai să luăm mașina asta. Îmi place că sunt și mașini ca lumea, cu care chiar poți să mergi. Și au și viteză mare! Wow, vorbind de viteză, ia uite aici ce avem. Tab. Bun, deci, acum trebuie să mergem... cred că... Dacă mă duc așa, e blocat drumul. Dacă mă duc așa, e blocat drumul. Dacă mă duc așa, e blocat drumul. Dacă mă duc... Mergem până aici și lăsăm mașina. N-am ce să-i fac altceva. Bine că ne arată pe hartă care sunt drumurile blocate. Asta e destul de drăguț. Wow! Mașină, te las acilea. Stai cu minte. O să mor când tren cu aia? În tren sau ce naiba fie? Ușa, deschide-te! Îmi place că se aude când lovești cu un zombie de ăsta. Ca și cum ai dat mingea de baseball. Și că mă joc baseball. Nu-mi trebuie o lanternă. Hai să ies de aici. Stați, mă! Stați, mă! Aici cred că e. Dar o să dăm încă un save. Trebuie să dau save-uri de astea, pentru că atunci când mor, mă pune să merg foarte mult și enervant. Mă rog, bine, nu cred că mă mai pune să merg chiar așa mult, pentru că am salvat recent. Dar, totuși. Ce aici? Aici să aflăm. Hello! Și perioada moarte să merg singur pe aici. Ding dong! Oh, you're in no shape to get up. You a doctor? More of an entrepreneur these days. I hope you're not a drinker. Hard to find a good liver in this town. Wait a second. You just lay right down and wait your turn. Ce se întâmplă? That's mine. You hear me? You took all this from these people. You don't get it, do you, kid? You have to seize the opportunity or you lose the profit. Nu percep ce n-ai face asta. The free market? At its finest. You're a murderer. I'm a businessman. Ia organe de la oameni, zice. Sunshine. Dar m-a injectat și pe mine. Ce naiba? Au. Defeat the real Albert. Hmm.
Bă, avem destul de multe sloturi în inventar, așa că ar trebui să luăm câte ceva. Ideea e că... Defeat the real Albert. Holy fuck. Bă, dar stai așa multă mâncare aici, că ăștia mă spar din două lovituri, ești nebun? Left alt. Holy fuck. Nu pot să fac nimic. N-are sens lupta asta. N-are niciun sens. Nici cel mai mic sens. Bine că e mâncare la greu. Da. Mi-a tăiat toate organele. Hai să mănânc o cutie de cereale și să-mi fac viața la loc. Am așa ceva. Mănânc-o, mă, nebunule. Bă, eu îi dau să mănânce asta și nu vrea. Da. E prea ciudat, nu înțeleg, n-are logică. Unde e logica? Unde stă Albert la reală? Trebuie să-l caut sau cum? Ah, ăla e. Hai mă, bobo, gamea și piciorul, cât de repede trebuie să apeși space. Mă gândesc că dacă apăs destul de repede, nu mă mai omoară sau ce face el aici. Am încercat să spamez, dar nu. Human organ. L-a injectat? Iar mă trezesc pe unde naiba. Knockout. What the fuck? That's gonna kill my profit margin. They wanna get their hands on, but it's mine. Get your hands off what's mine. Da. Scârbos și fucking ciudat în același timp. Ce e asta verde? Shower, mă. Fuck, dude. Chiar că bine e vomitat. Ce chești? Nu înțeleg logica, sincer. Fuși, fă. S-a naiba să fiu dacă înțeleg logica. Bow, bow. Cât încă eu l-am, măși. Ia zi, fă. Ești bună de ce? Ah, asta e cu mine. Attack. We need to get them. Sure. Bun, mă, în sfârșit.
Vreau să mănânc chiar dacă am viața full. Whisky. Ești nebun. Jnebun. Bun, bun, bun. Și hai să aflăm cum ies de aici. Deci locul ăsta e fucking creepy. Exit. Doamne. Aia s-o omoare, dă-o naiba, n-am nevoie de ea. Băi, dar dă-o naiba, de treabă. Hai să vedem dacă găsesc o mașină ceva. Merg cu whisky în mână. Ce șmecher. Bă, tu dai follow, mă. Am nevoie de o mașină, dar nu prea găsesc. A, uite acolo. Oh, trebuie să dau click stânga, de obicei dai E. Ce naiba are deasupra un dragon? Urcă mașina. A, era setat asta pe attack, de-aia nu venea după mine. Aia să bătea ca nebună. Bun, hai să vedem. Eu sunt aici. Facem stânga, după care dreapta. Deci, stânga, după care dreapta, pe aici. Sau, n-am făcut bine, nu? Nu. Hai să întoarcem. Ia uite-l, mă. Dragonul ăsta nu scuipă și el foc acum să iar pe ăștia. Am omorât 1700 aproape. Ok, deci pe aici, cred. Da. Da, da, da. Și să vedem ce se întâmplă, deci... Ok. Le-am îndeplinit la toate dorințele, să spunem așa. Am atacat baza militară, le-am distrus prostiile. Hai să vedem dacă o să mi-o dea pe Annie în sfârșit. Taci, fă, hai să ne urcăm pe motocicletă. Pe motocicletă. Uite-l, mă. Bună. Suntem ca un cuplu acum. Mi-am tras femeie. Hai să vedem. Ia uite pe băieți. Deci mergem în față, facem stânga pe aici. Mamă, câți zombi sunt. Motocicleta asta nu prea face față la mulți zombi. Stânga și iar stânga. Ok, după care... Na, dreapta. Știu că am minimapă și aș putea să văd, dar vreau să văd toată harta, știi? Ca să mă pot orienta mai ușor. 100 de metri. Ok. Jos. Spare me. Uite-l, mă, ce parcurist e. Bă, ar trebui să scoatem și noi checkpoint-ul ăla. Hai să vedem ce o să zică ăștia. Tare curios sunt. Dar o să vedem data viitoare. Sper că v-a plăcut acest episod. Mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare.